trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. Și tot Eminescu formulează și răspunsul și motivația. Suntem români și punctum. Continuăm astăzi în cadrul Proiectului Cultural Educativ Teme Culturale în Emoții Raționale, un proiect care aparține Centrului Cultural al Municipiului Pitești, prin organizarea doamnei director Carmen Elena Salub și a colaboratorilor. Domniei sale. Continuăm să prezentăm, la 150 de ani de la concepție și la 140 de ani de la publicare, poemul Luceafărul. Să vorbim despre această capodoperă a literaturii universale. Așa cum am spus, Luceafărul cunoaște două etape. O etapă începută la Viena, la Berlin, mă scuzați, la Berlin, în 1873, când Eminescu versifică într-o formă originală, cele două basme culese de Richard Kunisch și publicate în trei ediții succesive, 1861, 1865 și 1869, la Berlin, schițe pe care le realizează, le redactează într-o excursie prin Ungaria, România și Turcia. Este vorba de cele două povești sau basme Valahe, cuprinse în aceeași redactare, dar cu titluri diferite, sub titlul acesta generic Basme Valahe, fata în grădina de aur și Miron sau frumoasa fără corp. Miron sau frumoasa fără corp, dar și tradus ca frumoasa fără corp sau fecioara fără corp. De Jungfrau One Körper. Cele două basme sunt versificate de Eminescu, și sunt considerate poeme originale chiar dacă sunt incluse la ceea ce Perpessicius numește în volumul Mihai Eminescu opere volumul 6 literatură populară. Acesta este volumul 6 apărut în 1000 963, primul volum apare în 1939, volumul 6, cuprinzând elementele de folclor, fie cele pe care Eminescu le înregistrează, cimilituri, irmoase, ghicitori, basme și așa mai departe dar și aceste poeme considerate originale de ce? Pentru că Eminescu intervine masiv în cele două basme prin formulele sale, prin metaforele sale, prin versurile sale inconfundabile. În prefața volumului Eminescu și folclorul perpesicius Atrage atenția asupra faptului că uh, Eminescu este primul nostru mare folclorist și face o comparație cu Alexandrii, care culege și el, cum știm, și publică în 1852 uh, poeziile poporane ale, ale românilor, dar uh, intervine în unele texte. Dacă prin imposibil că ce are face prin ipoteză istoria faptelor neîmplinite e una din operațiile cele mai arbitrare, zice Perpesicius, viața lui Eminescu ar fi reeditat biografia nediscontinuă armonioasă și de lungă escală, a lui Vasile Alexandri. Istoria noastră literară i-ar fi rezervat, de bună seamă, în planul acesta al creațiilor populare, al minterzicând al folclorului, un capitol tot atât de copios ca și acela de care s-a învrednicit rapsodul Mirceștilor și al Mioriței se împlinesc ca mâine șase decenii de la apariția celei din tâi ediții de literatură populară, extrasă din manuscrisele poetului, piatră de temelie, chiar dacă modestă și improvizată, solidă totuși pentru tot ceea ce s-a edificat după aceea și locul de adevărat La care poetul floarei albastre și al luceafărului ar avea dreptul să aspire în istoria folcloristicii noastre, e departe de a fi acela pe care îl bine merită. Timpul a arătat, totuși, prin studii sistematice, această parte a literaturii, a interesului lui Eminescu pentru folclor, pentru literatura populară. Și într-o aceasta firește, o parte de vină are însuși destinul marelui liric, căci pe departe, în opera de șlefuire a unui text popular, o doină, o baladă sau un bas, Eminescu nu s-a ridicat până la nivelul aceluia care a transmutat cărbunele opac în Incandescentul diamant al Mioriței și al Chirei Chiralina, cărora niciunul din poemele lui originale, fie el și cel mai sugestiv dintre pasteluri, nu le poate ține piept, iar pe de altă parte, originalitatea poeziei mineșiene și prestigiul ei crescând cu trecerea anilor, la fel ca fulgerul de lumină ce Hiperion durează prin cosmos, până la treptele demiurgului, trebuia să eclipseze orice altă constelație, oricât de strălucitoare, din câte și el a sădit în galaxiile creațiilor populare și pentru a oricât de strălucitoare, pentru a evita orice posibilă răstălmăcire, să precizăm chiar dintr-un început. Și Miorița și Chira Chilalina, și indiferent care din textele culese și corese, între ghilimele de Vasile Alexandrii și pentru care el a primit cu seninătate atât blamul celor ce înfrunte cu Heliade Rădulescul decretaseră, Meșterul Drege strică. De ce i se spunea așa mai malițios lui Alexandri pentru că a intervenit, a corectat unele dintre textele cum a corectat și Miorița. Adică a intervenit asupra textului popular, nefăcând în felul acesta o activitate științifică de culegere, de culegere a folclorului, adică fără niciun fel de, de, intervenție, notând până și elementele ortoepice, adică elementele de, de pronunțare. Din punctul acesta de vedere, Eminescu, când culege folclor, îl, cu, lege, cu toată autenticitatea lui, iar atunci când modifică, o face într-o manieră cu totul personală, scoțând fabulația, cum se întâmplă cu, cu fata în grădina de aur, din, păstrând fabulația, dar scoțând-o din elementele folclorice, din exprimarea, din exprimarea populară. Și aici Perpesiciu să amințește lorile de poziție ale lui Ionescu, Ion Ionescu de la Brad, ale lui Ovid de sau ale lui Mihail Sadoveanu, care vorbesc de înaltele altele podoabe ale textelor eminesciene, de la făt frumos din lacrimă, la călin nebunul, fata din Grădina de Aur și Miron și frumoasa fără, fără corp. Tot acest, toată această prefață, Eminescu și folclorul, trebuie citită cu foarte multă, cu foarte multă atenție. Ce, cop, ce cuprinde acest volum, acest volum 6 al lui Perpesicius, repet, din. 1963. Această introducere, Eminescu și folclorul, apoi pole, poeme originale de inspirație folclorică, între care cele citate, Călin Nebunul, Fata în grădina de aur, Miron și Frumoasa fără corp, Povestea Dochiei și Ursitorile, ursitorile Mușatin și Codrul, Dragoș Vodă cel bătrân, peste codri stă cetatea, între nouri și între mare, dragoste adevărată. Mă întrebai, dragă, într-o zi, alei mică, alei dragă, lumineze stelele, codule măria ta doină, doină greu în caz, o altă doină ce stă vântul să tot bată, mândro, mândro, o inimă ce suspină. Mii de stele, dulce, sară. La trei, lirica populară, sub acest titlu, doine de dragoste, dragoste poznașă, cochetărie, doine de dor, doine de înstrăinare, doine familiare și de căsătorie, irmoase, blesteme, bocene, bocete, lirica de cătănie sau de armată cele haiduces sau de voinicie, doine sociale, de ciobănie sau de codru, cele cu simboluri de magie și strigături, jocuri de copii, mnemotehnice, pseudobalade. Apoi urmează baladele, basmul lui Argir, viță cătăniță, doncilă, dramatice, plugușorul, uratul, colind, orație de nuntă, predicația țiganilor, la șase basme în proză, făt frumos din lacrimă, frumoasa lumii, borta vântului, fiul lui Dumnezeu, Vasilie, finul lui Dumnezeu, la șapte proverbe, Asemănări și cimilituri, proverbe românești, Seria 1, proverbe, Seria 2, cimilituri zicale, cântece de lume irmoase în două calupuri, A și B. Urmează la toate acestea note și variante, adică din manuscrisele lui Eminescu sunt notate cu comentariile lui Perpesicius uh, variantele la textele sale. O serie de anexe, exerciții și moloz, uh, caietul anonim, uh, alte, alte texte, apoi uh, câțiva interpreți ai uh, folclorului uh, uh, cules de către, de către Eminescu, Iosif Vulcan, poporul român în poezia sa, un text din 1869, Miron Pompiliu, balade populare române, un text de la 1870, Ioan Slavici, scrisoare către redacțiune relativă la Zâna Zorilor, un text din 1872, apoi o prefață de E. Baican, Literatura Populară sau Palavre și Anecdote, un text din 1882, dar tot cu referire la Eminescu, și un editorial din timpul, din 1882, sub redacția lui Eminescu, cu referire, evident, la, la folclor pentru că și în articolele sale de publicistică Eminescu scrie despre laudativ despre înțelepciunea poporului român așa cum se arată în producțiile, în producțiile populare. În o pagină intitulată la capitolul 11, schiță bibliografică, Perpesicius notează edițiile în care apar texte referitoare la literatura populară sau din ceea ce Eminescu prelucrează din folclor. Ediții integrale, începând cu 1902, aș amintiți și cartea comentată de Dimitrie o apărută la Craiova la Scrisul Românesc în 1936 pentru că în epocă era cea mai completă literatura literatura populară apare în colecția clasici români comentați. Apoi alte ediții, ediții selectate și din 56 ediții parțiale începând cu 1900 1902 ultima dată înregistrată este 1957 volumul acesta apare în, 60, în 63 evident vom avea după aceea și alte reeditări sau editări critice ale Ceea ce înseamnă literatură, literatură populară. De asemenea, studii cu caracter general poeme originale de inspirație folclorică, călin nebunul și așa mai departe, cele pe care le-am le citat, irmoasele, proverbele zicalele și dicitorile, ultima dată consemnată în 1958, Barbu Lăzăreanu, Eminescu profesor, în glose și comentarii de istoriografie literară, cu legere întocmită de Ion Crișan și George Băiculescu, a apărut la ESPLA în 1950. 8, cum am, cum am precizat. În, la începutul acestui volum, Perpeci Perpesicius va publica poemele originale, inclusiv cele două care stau la baza Luceafărului fata în grădina de aur, pentru că acolo o găsim fabulația, fără final, pentru că Eminescu va modifica finalul, dându-i un sens alegoric pe care unii dumneavoastră, dintre dumneavoastră îl cunosc, că dacă genul nu cunoaște moarte și numele lui scapă de noaptea uitării, atunci pe pământ el nu este fericit, nici capabil a ferici pe cineva mi s-a apărut că soarta uh, Luceafărului uh, seamănă cu cea a geniului din, uh, din poveste în fata din grădina de aur Der Geist, în originalul german care înseamnă și smeu și înseamnă și geniu geniu mândru cum apare în uh, versificația lui uh, lui Eminescu o geniu mândru, tu nu ești de mine, de-a ta privire ochii mei mă dor. Sângele meu s-ar stoarce chiar din vine, căci m-ar usca teribiluți amor. Curând s-ar stinge viața mea străine, când tu mai duce în ceruri lângă sori. Frumos ești tu, dar a ta nemurire ființei trecătoare e pieire. Da? Versurile sunt frumoase și au deja amprenta inconfundabilă a lui Eminescu. Ca să-mi ajungi nevrednic am iubire, ai părăsit al cerurilor cort, dar nu e chipul tău cel peste fire, ce în fundul sufletului meu îl port. O, geniul meu, mi-e frig la ta privire, eu palpit de viață, tu ești mort. Cu nemurirea ta, tu nu mă înveți, acum mă arzi, acum mă îngheți. Ceea ce a devenit în luceafărul, odată privirea ta mă arde și a doua oară ochiul tău mă îngheață. Nu, om să fi, om trecător ca mine, cu slăbiciunea Sufletului nostru, să-ți înțeleg tot Sufletul din tine și brațul tău de a mi-a fi adăpost. Să-l știu că-i slab, iubirea că îl susține, la om un merit ce la zei n-a fost de mă iubești, să-mi fii de sama mea, făm dar de nuntă nemurirea ta. Da? Versurile sunt spectaculoase, frumoase și ne dau lămuriri esențiale în privința luceafărului, în privința înțelesurilor mai adânci ale Luceafărului. Bazându-ne pe aceste versificări inițiale, putem citi Luceafărul cu o altă profunzime. Spuneam că Eminescu păstrează fabulația din Fata în grădina de aur, mai puțin finalul. Care este finalul în baz, în basmul cules de Richard Cuniș și versificat de Eminescu. Într-adevăr, în adânca depărtare văzu călări pe fată cu Florin. E vorba de Duhul, de Duh, de cel din ceruri, de Smeu, de Geist. Văzu călări pe fată cu Florin. Odată în evi ochiul lui cel mare și sfânt și adânc, de lacrimi este plin, ce cad tăind nemărginirea în mare, mărgăritar frumoși și mar de vin. Încet bătând din aripi maestos, geniul mândru se pornește în jos. Cu fața tristă le privi în urmă și întinde mâna ca dupor cei dus în fundul lumei unde apa scurmă al mărei sân. Acolo o ar fi dus, dacă l iubea. Acum plânsul scurmă. Fiți fericiți! Cu glasul stins a spus, atât de fericiți cât viața toată, un chin să aveți de a nu muri deodată. În cel de-al doilea bas, Miron și frumoasa fără corp, avem esența, de fapt, a înțelesurilor Luceafărului, Bazmă căruia i s-a dat mai puțină, mai puțină importanță, deși aici găsim esența diferenței dintre prea frumoasa și Cătălina, pentru că prea frumoasa este o imagine, o închipuire, este Luceaforul se îndrăgostește de propria lui închipuire, de frumusețea în sine, de frumusețea neîntrupată, de fecioara fără corp. De aici și comparația cu fecioara între sfinți și Luna între Stele. În Bas fecioara lacului, frumoasa lacului, nu are corp. Miron încearcă să o cuprindă, dar cuprinde aerul, da? Vede în ea frumusețea absolută, închipuirea, frumusețea în sine, ideea de frumusețe, ca la, ca la Platon, pe care Eminescu îl, căruia Eminescu îi cunoștea Ideile, opera. Ursitoarele sunt chemate să îi dăruiască feciorului la naștere daruri, fiecare cu darurile ei. Ursitoarele vor să plece, dar mama feciorului, mama lui Miron cere pentru, pentru copilul ei ceva ce n-are nimeni, ceva ce nu s-a mai dat uh, altui uh, fiu. I se dă ca și lei să fi tare și frumos ca primăvara, să fi gingaș ca o floare luminos ca luna, sara și iubit să fi de lume, să ai aver și mare nume, să te faci chiar împărat și să ți meargă astfel cum e la feciori din basme dat. Dar uh, nu e suficient. Mama lui Miron cere mai mult. Zisea atunci din ele una. De-o cu dinadinsul? Fie dat ca totdeauna el să simt adânc întrânsul dorul după cei mai mare nastă lume trecătoare după ce de desăvârșit și să-și vadă la picioare acest dor neprețuit. Ele pier, iar băietul a crescut cum lamenitul, se făcu frumos cu încetul, cine-l vede la îndrăgitul. Și deși caleul tare era gingaș ca o floare și isteț era cu duhul cum a toate știutoare doar luna și văzduhul. Într-o zi văzu pe o tablă un tobaș ce lumea cheamă, cu musteața ca o greblă și cu o trâmbiță de alamă. Împăratul prenălțatul m-a trimis să adun tot satul, să dau știre tuturor că el caută în latul lumea acestei pe un fecior. Împăratul împărăției, dă de, de veste că are fată de măritat și caută un fecior pe care fata să îl agreze. Așa se prezintă, așa se prezintă și Miron la curtea împărătească și fata îl alege. Da? Îl alege. Îl alege și se căsătoresc. Dar Miron a menit un dor. Un dor ca să caute ceea ce n-are nimeni. Da? Și dorul acesta îl frământă cu fiecare zi în așa fel încât pleacă în lume ca să caute acea frumusețe să-și împlinească acel dor care, care îl chinuie. Și versurile sunt aici de o frumusețe rarisimă, arătând esența frumuseții ireale, frumuseții ca niciodată, acest ca niciodată al irealului, cum cum nota Tudor, Tudor Vianu, ca în povești, adică frumusețe de poveste, odată adică unică, mândră în toate cele, nu mândră doar în ceva, mândră în toate cele, fără cusur, precum fecioara și strălucitoare, precum luna. Spre deosebire de felul cum o vede Cătălin. Și ce frumoasă se făcu, adică se făcu și se trecu, pentru că nu e frumusețea ideală care nici nu vine, nici nu trece. E dată. Da? E ideea. Ideea în sine de frumusețe. Se făcu și se trecu. Arzofocul, da? zice Cătălin. Arzofocul e supusă trecerii, petrecerii, fericirii și norocului, dar fericirea și norocul trec. Dar deși ferice încă, totuși el în pieptul lui o dorință are adâncă neștiută decât lui. Dorul după cei mai mare nastă lume trecătoare, după cei desăvârșit și tot sufletul îl doare după cum a fost menit. Și pe toți el îi întreabă dacă știu cumva în lume asta tainică podoabă, ăst odor fără de nume. Dar pe cine întreabă tace, cui prin mintei poate trece? Numai cântărețul orb spune treacă cum că asta e frumoasa fără corp. El a spus că în vremi de nante a auzit duioasă veste că în castel de diamante cea mai mândră fată este. Ochi de albastru întuneric, ca dubire două basme, dar corpul ei eteric, nesimțit ca de fantasme. De vei merge în ajunul mult senin din anul nou, pe când cerul se deschide la lumilor lecou, atunci ea vine asemeni printre stâncele de cremen lângă lacul de smarald, ca să-și scalde sânii gemeni unde zânele se scald. Ajunge, călătorind, ajunge la palatul de diamant și o vede pe frumoasa lacului dându se Roși și vineți, albi snopii cei de flori strălucitoare, picurați își scuturi stropice lucesc, mărgăritare, pe cărare abia îmblată, printre iarba înfoiată, treci un mândru chip de zână, cu arătare fermecată și privire blândă, lină. Și pe ea o haină fină, țesătură, străvezie, ca o brumă diamantină, ce în crețuri se împrăștie se lipește sclipitoare de duioasa arătare ce în mișcările ei o tradă, se strevăd a ei picioare sâni și umeri de zăpadă. La călcâiul rotunzit, cine oare ar fi sovadă să nu moară de îndrăgit? dar deși pe noaptea toată pe strelanul luna tace, arătarea ei luminată, nici o umbră ea nu face. Cu întuneric nu încarcă, întinzând piciorul parcă lacul cel de farmic prins, cu al lui vârf întâi îl cearcă până se lasă din adins și încet pășește în apă, ochiul ei s-aprinde, cere, iar buzelei se crapă de o stranie plăcere. Totuși valul nu se taie, cercuind apa bălaie, ce o înconjură frumoasă și o îmbracă cu văpaie în lucire scânteioasă. Și de deși în lac, în noată, el nu mișcă, nici se încreață, ca o floarei aninată de oglinda cea măreață. El din trestii o privește, nici se mișcă cremenește la rătarea ei cea crudă. Și când lacul părăsește, pe-al ei corp, ea tot nu-i udă. Ea s-a dus, dar el rămasa în adânc rănit de dânsa. Uită lumea, uită casa, Îmblă drumurile întinse. Ea îi pare că e mai mare în această lume trecătoare, că e ceva desăvârșit și să vadă la picioare acest dar neprețuit. E, el rămâne pe gânduri, încearcă să se apropie de ea, dar nu reușește cu niciun chip să primească o îmbrățișare. Îmbrățișează și sărută doar aerul. Rămâne dus pe gânduri, Eminescu spune, a cântărilor suspine dispărură rânduri, rânduri, ei rămân cu dulce, bine și și rămândre gânduri. Ea dezvelește taină cu taină, da? el o vede din ce în ce mai frumoasă, dar neîntrupată. Ah, gândi el cu turbare, tremurând în văpăiet, dulce zână, cum nu are corp frumos, precum o văd. Asta nu pot, că ce pipăi, numărul vieții o pripăi, trecător de unde un șopot și ființa lor o clipăi, eu eternă sunt și nu pot. El își scurge toată viața într-un chin, în nedormire, veșnic o avea în față, blândă, dulce, în zâmbire, veșnic tinde a lui mână după imaginea divină, vrea să o strângă, să o omoare, dar deși de nurie plină, totuși umbrei ca din soare. De dorința lui aprinsă ce a rămas neîmplinită, el un an trăi la dânsa cu viața ei mistuită. Dar perind chiar din picioare, pierzând mintea care îl doare, după un an se întoarce iară la lui casă râzătoare și la dulceai nevestioară. Dar vai, cum îi părură de urâte toate cele, nimic ochiul nu-i mai fură, nici simțirea lui în gele, toate îi par urâte, sure, într-un chip, într-o măsură, închircite și de rând și nimic nu-i de măsura celor ce avea în gând. Trist, retras, rănit de moarte, s-ar fi întors la cea frumseță, dar știa ce crudă soarte are eterna tinereță. Lângezind în gând și în fire, în muri triști de mănăstire, și-a închis chipul perit, și-a dâncit în amintire și în amor, el a murit. Acestea sunt versurile finale ale basmului versificat, poem original Miron și frumoasa fără corp. Dar ar fi multe de spus cu referire la, cu bazm și la legăturile basmului cu poemul final, cu Luceafărul. Se pot face numeroase numeroase apropieri, numeroase trimiteri, sunt latențe interpretative nenumărate, ceea ce aș fi făcut ca Luceafărul să stea în atenția criticii, de peste atâta amar de ani, de peste 140 de ani, încă de, la, încă de la apariție și chiar de înainte de publicare, pentru că din 1882, cu un an înainte de publicare, când Eminescu citește la Junimea Luceafărul, el va fi recitit și de către alți membri ai Junimii cu diferite ocazii în ianuarie 1883, deci înainte de publicarea în Almanach, în aprilie 1883 și în Dunărea, revista Dunărea din Brăila, în, 1000, în iulie, pe 25 iulie 1883, apoi la 1 august 1883, în Convorbiri Literare și cu modificările lui Maiorescu în ediția Princeps din decembrie 1883, ianuarie 1880 1884. Deci avem 141 de ani, să zicem, de aprecieri laudative la adresa Ruceafărului, iar apoi la comentariile, analizele profunde asupra acestei capodopere universale. Duminică, de exemplu, 31 octombrie 1882, Maiorescu citește între altele și Luceafărul în vizită la Prințul Știrbei, undeva la Buftea, iar în numărul din 25 iulie, cum am spus, hebdomadarul Dunărea din poemul reia din Brăila, reia poemul în varianta din Almanach. Traducerea germană a Mitei Cremnit se citește miercuri 12-24 ianuarie 1883 și va fi reluată, cum spune Maiorescu, pusă la punct, la Cremnit, marți 25 ianuarie, 6 februarie același an. În august Luceafor e publicat în revista Eșană pe atunci convorbiri, convorbiri, literare. Apariția volumului pus pe piață e pus pe piață la 22 decembrie 1883 și va fi semnalată imediat de revista Convorbiri Literare de la Iași, de familia lui Iosif Vulcan din Oradea, în numărul imediat, în numărul din 1 ianuarie 1884. Contemporanul vorbește despre publicarea poemului, apariția volumului, în numărul tot din ianuarie. Ziarul Românul de Joi anunța apariția volumului la 22 decembrie 1883, la rubrica Știri dale zilei. Ziarul România Liberă din 23 decembrie, la rubrica Cronica Zilei, anunță de asemenea uh, marele eveniment uh, editorial, cultural, uh, aș zice, istoric. Vor urma și alte ediții. Așa cum știm, uh, în. Uh, anii din, din, urmă, să zicem, vor fi publicate prin facsimilare manuscrisele lui Eminescu, cele 44 de caete prin îngrijirea academicianului Eugen Simion, chiar la 120 de ani de la moartea poetului prezenta Academiei Române cele 24 de volume care cuprind caietele. S-au tipărit cam 750 de exemplare din fiecare volum. Apoi există numeroase discuții în stabilirea punctuației din luceafărul dacă sunt ghilimele, dacă sunt linii de dialog, dacă în final e linie de dialog sau nu, atunci când Hiperion spune ce-ți pasă ție chip de lut, dacă o fi eu sau altul trăind în cercul vostru strâmt, unde norocul vă petrece. Acolo nu poate fi dialog, pentru că dialogul e numai în visul fetei. Deci linia de dialog poate fi pusă sau poate fi acceptată, numai înțelesul că e o intervenție, e gândul Luceafărul, dar el nu se mai poate adresa nimănui. În el respiră, ca să zicem așa, cuvintele, cuvintele Demiurgului, repetă învățătura de la început, cuvântul de întâi al Demiurgului, care îi spune că Menirea lui este alta, că el nu poate muri, pentru că e parte a divinității, e parte a nemuririi, iar Dumnezeu de miurgul nu poate muri pe bucăți. Da? Toată ființa lui este, este nemuritoare, iar Hiperion, ca parte a tatălui, da? a treia parte, și atunci ne ducem către, către, către biserică, către semnificațiile religioase, Dumnezeu fiul și Sfântul Duh, el fiind a treia, a treia parte, nu poate fi niciuna dintre ele, la niciuna dintre ele nu poate, ar fi absurd, un nonsens ca Dumnezeu unul fiind, și Eminescu folosește cuvântul acesta în în variante, așa cum vom, vom putea vedea. De aici, traducerile vor fi în funcție de ediția pe care traducătorul a citit-o. Va pune semnul întrebării la finalul penultimei strofe, punct, sau semnul exclamării, cum face Maiorescu în edițiile sale, punând când semnul exclamării, când semnul Întrebării, când semnul, când punct. Da? Din punctul meu de vedere, nu e niciuna din acestea, ci este virgulă. Ce-ți pasă ție, da? trecem peste chip de luda, dacă fi eu sau altul, virgulă. Ce-ți pasă ție trăind în cercul vostru strâmt? Da? Și atunci acolo e virgulă, nu e nici întrebare. Pe cine să întrebe? Să fie o întrebare retorică de Remazilu, un alt editor important al poeziilor lui Eminescu, adoptă forma cu semnul exclamării, spunând că mai repede e o exclamație decât, decât o întrebare. Da? Ce-ți pasă ție chip de lut dacă o fi eu sau altul semnul întrebării? Din punctul meu de vedere nici vorbă pentru a păstra și forma din almanah care are girul lui Eminescu. Ceea ce editează Maiorescu în ediția Princeps din 83, din decembrie 83, nu mai are regirul lui Eminescu, pentru că Eminescu e la sanatoriu, e, e, în, e în spital. Mai mult de atât, nici vorbă să scoată Eminescu patru strofe tocmai din cuvântul demiurgului așa cum procedează așa cum procedează Maiorescu când spunem asta nu-i aducem niciun fel de imputare să zicem lui Maiorescu doar în sensul acesta uh, nu putem trece peste rolul major în cultura română a lui Titu Maiorescu și în uh, descoperirea să zicem așa și promovarea promovarea uh, poetului Traducerile păstrează în general punctuația stabilită de Maiorescu, chiar dacă și la acesta oscilează. În germană, în traducerea mitei Kremnitz, așa ca fapt divers, a trăit între 1852 și, 1900, și 1916, ea va traduce, va adopta tot forma lui Maiorescu, cu semnul întrebării după penultima strofă. Și aici e de discutat iarăși. minesc în literatura germană, aflăm asta la Torouțiu, de exemplu, în convorbiri literare, numele 6, 7, 8 și 9 de prin iunie-septembrie 1939. Un altul, Günther Daike, va traduce Aidoma, adică va traduce asemenea mitei Kremnitz, der Abenstern. Was macht dir du Lemgebild ob ich bin ob ein anderer? Cu semnul întrebării. Traducerea germană pentru chip de lut, du Lemgebild, Trebuie aprofundată, pentru că acest gebilde are și sensul de creație a minții, plăsmuire. Așa cum o plăsmuiește, privind-o de săptămâni, ca frumusețe absolută, astrul hiperionic, da? Ca închipuire, nu așa cum o vede Cătălin întrupată, ca închipuire așa cum o vede Miron, da? Frumusețe de abur, frumusețe de aer. Frumusețe fără trup. Apoi lem, care înseamnă de lut, de humă, de tină, adică muritoare. Francezii vor traduce mortel, dar nu numai mortel. Traducerea germană aici, fără a lua în considerare punctuația stabilită de Maiorescu, este, din punctul meu de vedere, cea mai potrivită pentru că presupune acele două ipostaze ale prea frumoasei, a Cătălinei ca dublu, așa cum o plăzmuiește pe de-o parte luceafărul, privind de aproape și așa cum o vede pajul că se făcu, faz de terra și faz de ter sunt din acest punct de vedere, par astfel, insuficiente pentru a tălmăcea dâncul filozofic al al versurilor, adică în traducerea în traducerea spaniolă și în traducerea franceză, care dă și alte traduceri. În limba tradu latină se va traduce Hesperus, apare în șezătoarea, în numerele 1-8 din Daco-Romania, buletinul Muzeului Limbii Române, condus de Sextil Pușcariu, între, în mai multe numere, 1929-1930. În, franceză, în franceză, Vesper, în publicația Revue Universelle Internationale, Paris 1884, este menționată de prima revistă din Franța care acordă atenție poemului, creației poetului nostru național. Aici era publicată traducerea uh, Luceafărului sub titlul Lastră de Venus. În traducerea lui Mihail Bantaș apare cu titlul Vesper. Traducătorul uh, optează pentru semnul exclamării, iată, la finalul uh, penultimei strofe. Mais il demeure sans émoi comme il faisait naguère à sa place éternelle du ciel, que t'emporte de moi ou d'un autre mortel. Și o numește muritoare. Bantaș nu traduce nici fas, nici figur, nici vizaj de ter, ci mortel. Și pune, cum am zis la finalul penultimei strofe, semnul exclamării. Chiar dacă figur ne-ar sugera și semnificația Chip, ca închipuire, ca uh, plăsmuire. În retroversiune, adică traducând înapoi uh, din franceză în uh, limba română, vom vedea că nu mai avem același lucru. De ce ți-ar păsa de mine sau de un altul, care de oricare altul, muritoare, -o, ție muritoare? -o? Se notează insensibilitatea fetei, indiferența. Și nu imposibilitatea conștientizată de a-și părăsi condiția. Cătălina e conștientă de faptul că ea e ființă muritoare. Și o spune clar când Luceafărul o invită în nemurirea sa. Deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Adică, înțeleg ce spui, înțeleg ce vrei, da? Dacă tu nu poți coborâ în lumea mea, adică nu poți fi ființă muritoare, dar nu pricep cum ar fi posibil ca o ființă muritoare să devină nemuritoare. Așa, dat pentru noi, nu e dat. Menirea noastră este să murim, așa cum menirea ta în cer este să fii nemuritor, ne, nepieritor. Să mai spunem câteva, câteva lucruri. Nu putem anula astfel semnificația versurilor anterioare. Cătălina ridică ochii și vede luceafărul deasupra ei. dorințele încrede. Se pierde... Acceptând semnul întrebării și uh, acceptând uh, forma cu virgule pentru a poziția chip de lut, care s-ar referi numai la Cătălina, nu la oricare, ce-ți pasă ție, virgulă, chip de lut, virgulă, cum pune Maiorescu, în Almanach, ce-ți pasă ție, virgulă, chip de lut, dacă o fie eu sau altul, virgulă, trăind în cercul vostru stâng formă pe care eu o comentez și mi-am însușit-o ca atare. Da? Înțelesul verbului a încrede, a încrede, a se lăsa în buna credința altuia, aș pune credința în cineva, dar el rămâne netulburat, rece, fără emoții cum era nu de mult în locul său etern, din cer. Traducerea cum e firesc, până la un punct notează ideea generală, dar pierde amănuntele care fac din Eminescu un poet genial, care măsoară cuvintele în profunzimea lor semnificativă, lingvistică, culturală și muzicală. Eminescu se citește cu dicționarul în față, pentru că avem surpriza ca unele cuvinte să nu aibă sensul general pe care îl dăm noi în vorbirea curentă. Să ne trimită la limba română istorică și poporană, așa cum apare, cu un... sau cu semnificațiile regionale, fie cele din Moldova, fie cele din Transilvania. Aici sunt să zic preluate de către Eminescu multe moldovenisme, ca semnificație vorbesc, nu ca pronunțare și numeroase altele din zona din zona Transilvană. Apoi trebuie să mai spunem că versurile acestea spun mai mult decât la prima vedere dar nu mai cade ca în trecut în măr din tot înaltul. Ce, Eminescu scrie înaltul, de fiecare dată cu 2 N. Înaltul. De ce? Pentru că și el vede acolo în înaltul. În înaltul, da? Care spune altceva decât înaltul celor, în înaltul cerului, care e altceva. Și în zădar scrie împreună acest motiv al vanului, al înzădarului, vedeți, nu al zadarului, al înzădarului. Și atunci, în zadar râuri de soare grămădești în a ta gândire, cum apare în floarea albastră și cum apare uh, legat, cei care scriu dezlegat, scriu rău. Traducerea pierde conotații esențiale, pentru că înlocuita a cădea cu a rămâne în uh, varianta franceză pe care am, uh, am citit-o. Oricâtă sugestie s-ar propune anulând ideea întrupărilor în lumea de jos, a avatarilor. Cobori în jos, cobori, a coborâ vine din avatar în limba sanscrită, înseamnă întrupare, coborâre. Cobori în lumea de jos, adică întrupează-te în lumea umană. Altfel rămâi, rămâi o stea, da? întrupează te ia formă umană, nu mă pot îndrăgosti de o lumină, oricât de puternică ar fi. Mă pot îmbogăți, mă pot îndrăgosti în vis, dar nici acolo, pentru că la Eminescu visul este adevărata realitate. Dar intrăm într-o într discuție uh, prea adâncă. Coborările sau căderile, și în sensul diferenței devenirii esență. Care e diferența? Esența e una singură. Dumnezeu. Da? Esența. Imuabilă. Neschimbabilă. În rest sunt devenirile. Lumea e într-o continuă devenire, într-o schimbare continuă. Un lucru se transformă în altul. Moare un om, se naște altul. Ființa umană trece în altă ordine. Stelele, sorii mor și apar alții. Știința de astăzi ne spune lucrul, lucrul acesta. Eminescu are această viziune universală, fabuloasă, ne mai vorbind că nu există text în care timpul și spațiul să nu fie privite împreună, niciodată separat. Astăzi vorbim de ideea de singularitate, da? Dacă ar fi să luăm în considerare că tocmai marele filozof Kant considera că timpul este o noțiune absolută, nu relativă, până la Einstein s-a considerat că este o noțiune absolută, nu una relativă. Eminesc o consideră o dimensiune a spațiului și o, densiune, o, 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 o dimensiune a, a relativităților, a devenirilor, a schimbărilor. Da? Deci, pe de o parte, esența, pe de altă parte, devenirile. Cantrecut în trecut e complet anulat pentru că nu se mai susține aceeași temporalitate ducând la timpuri primordiale imaginea căderii în mare ca substanță metamorfotică și cu imaginea eminesciană de farmec particular a proiecției stelare în apă. Eminescu are permanent această imagine a mării, a oceanului fie că e oceanul de stele, fie că este oceanul terestru, marea terestră, fântâna, râul, lacul în care se oglindește oceanul, cel de, oceanul de ste, cel de stele, apa primordială, acolo de unde izvorăsc lumine, în zadar râuri de soare, grămădești în a ta gândire. Păi, râurile de soare. Este oceanul cel de, se de stele, adică izvorările repetate, stelele din apa care izvorăsc din apa primordială. Cufundarea în mare e cum e și cufundarea în vis sau în gând, în altă realitate. A se cufunda e un verb cu impact filozofic și imaginativ la Eminescu. Iar te-ai cufundat în stele și în nor și în cerul înalte, în zadar râuri de soare, grămădești în a ta gândire, când privești zilele de aur a scripturilor române, te cufunzi ca într-o mare de visări dulci și senine și vezi. Aici apar trei verbe esențiale în înțelegerea poeziei eminesciene. A privi, a se cufunda și a vedea. El le urmărește în toate poeziile sale. Întâi privești, ochiul privește, îți arată realitatea. Apoi te cufunzi în obiectul văzut, în frumusețea obiectului văzut, într-o idee, te cufunzi într-un gând. Abia apoi vezi, da? Abia apoi vezi uh, dumbrăvi cu filomele, cum e în uh, epigonii, da? Uh, zile cu trei sori în frunte, dar te cufunzi într-o mare de visări dulci și senine, te, în te cufunzi în, spa te cufunzi în spațiul acesta al imaginarului, al poeziei, al, al, gândului, da? așa cum face și astrul, pentru că și el se cufundă în gând, vede în uh, Cătălina frumusețea absolută, frumusețea dată de, de idee, dată de gând. Apoi, în, în, Luceafărul, de la momentul când alunecă în Odaie, strofa 8 -a, pe trupul se revarsă, în strofa 10, o urma adânc în vis, strofa 11 până la cobori în jos, pătrunde în casă și în gând, strofa 13, apoi și s-a aruncat fulgerător, se cufunda în mare, strofa 14, și -a apa unde au fost căzut, strofa 15, din sfera mea veni cu greu, strofa 19, am coborât cu al meu senin, strofa 20, și din a haosului văi un mândru chip se încheagă, strofa 29, dar cum mai vrea să mă cobor? Au nu înțelegi tu are cum că eu sunt nemuritor și tu ești uh, muritoare? Diferența dintre imortel și mortel și răspunsul, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Tu te coboară pe pământ, fi muritor ca mine, strofa 38, 40 s-a rupt din locul lui de sus, pătrund de trist cu rase reci, strofa 61, <coughs> întoarce-te, te îndreaptă spre acel pământ rătăcitor, strofa 85, până la repunerea, la repetabilitatea simbolică mitică, fiecăruia unde îi e locul menit. Hiperior Vedea de sus, iar ridică ochii și vede luceafărul deasupra ei, cobori în jos luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în codru și în gând, norocul luminează. Nu mai e pătrunde în casă și în gând și viața luminează. El nu mai poate decât să-i lumineze norocul trăind în cercul vostru strâm norocul vă petrece. Logica este impecabilă. Are o coerență de gândire excepțională uh, Eminescu. Bine, dacă duci analiza, uh, să zic, uh, mult, mult prea departe, poți ajunge, cum zice Călinescu, la bizarerii de, de interpretare. Ce ne salvează? Poeticul, da? Deci nu logica logica gândului, ci logica poetică. Logica poetică e altceva decât logica, să zicem, a științei sau chiar față de logica, față de logica mitului. O traducere foarte interesantă a lui Petre Niculescu, Pierre Nicolescu, Michel Eminescu poem version française de Pierre Nicolesco, la București în 1931 cu traducerea Lucifer. Produce, cum am zis, o traducere discutabilă, chiar prin Lucifer. Unui critic din epocă, Alexandru Elian, îi se pare că traducerea este de reprobat. Pentru că fără să sugereze cu nimic unui străin ideea stelei se, serii, aduce cu sine imaginea adventice și dăunătoare inteligenții poemului a spiritului diapolic, răzvrătit împotriva Creatorului. Adică văzând în uh, luceafăr un înger căzut, un uh, înger alungat. E, aici iar este de discutat... Uh, Domnul profesor Nicolae Georgescu admite că demiurgul este, de fapt, un tată al demonilor. Da? Ar putea fi și această interpretare, evident, cu explicațiile pe care le dă domnia, domnia sa. Dacă privim, însă cererea astrului hiperionic ca o posibilă răzvrătire, ideea unui geniu căzut, partea nemuririi, ar fi absurd să admitem că divinitatea ar putea renunța la o entitate primordială veșnică și atunci ideea unui simbol pentru îngerul căzut e mai mult decât acceptabilă. Nicolescu traduce speculând sensul verbului a cădea, înger căzut, alungat, Mais il ne tombe plus comme les autres fois dans les mers de toute sa distance. Visage de lutte. Que t'importe-t-il à toi si c'est un autre à ma place Chachama de part. Je visage de lutte. Visage de lutte, am, am cité, da? Euh, intéressant. Un euh, grec, Nicolas... Euh, Bliti în traducere și în franceză și în, și în, greacă, a apărut la Gea, editura Gea în 2008, traduce L'Astr du Soir, deci astrul serii. Dar ar trebui să și cu asta voi, voi încheia pentru astăzi cu punctul de vedere al academicianul Adam Pusloici, cel care traduce Luceafărul cu totul și cu totul excepțional. Traduce în limba sârbă cu titlul sugestiv magistral tălmăcit, lucearnic, luceafărul pe care, cum ne spune, per, parțial l-am tradus, publicat, dar e intraductibil, pentru că luceafărul nu e stea, nu e Venus, Venera, e masculinul. Și nu doar atât, este stea de seară și stea de dimineață. La unirea luminii cu întunericul, am găsit pe 18 februarie, pe când m-a lovit Dumnezeu cu pumnul, fiindcă am căutat cuvintele în limba sârbă, trebuia să le inventez. Așa s-a născut Luciarnic. E și masculin, și lucitor, și ciornui, adică negru, întuneric. Nume ce îmbină ideea de astru al serii, al înnoptării, dar și al zorilor în uh, sensul uh, acesta traducerea uh, lucearnic este cea mai potrivită. Eminescu nu ne spune că e luceafărul de seară, apare seara dar e văzut și în, și în zori la trezirea fetei, da? Pentru că dar nu mai cade ca între iar ridică ochii vede luceafărul deasupra ei și dorințelei dorințelei încrede. În somn, luceafărul de seară, luceafărul nopții, cu toate metamorfozele în marea metamorfotică, da? mitic, și apoi în starea, de, în starea de, trezie, când ea rămâne cu acest dor al iubirii ca aspirație al, al marii iubiri dar ca pentru orice e legat de ființa umană trecătoare. Trăiască nația!